Prieteni, bună dimineața! Și bun venit la o nouă zi de vlog! Sunt foarte entuziasmat în dimineața asta, m-am trezit de vreme, m-am trezit la ora potrivită, am lucrat un pic și după s-a postat vlogul pe YouTube, am postat pe Instagram și s-a făcut așa un semi-hype și super, super entuziasmat de treaba asta, mă bucur că ați primit bine reînceperea seriei de vloguri. Foarte mișto și pe Instagram, discuții despre anul rachetă, proiectul de anul trecut, motivațional, și mă gândesc să-l continui. E la sugestia voastră. Mi-a scris cineva pe Instagram în DM, băi, ar trebui anul rachetă 2.0, mă gândesc la treaba asta. Am supus și la vot. Oricum, super entuziasmat. Dar acum vreau să-mi pregătesc rapid masa de dimineață ca să putem merge mai acuși la mișcare. La antrenament. Deja simt că am un pic de febră în partea superioară a pieptului, umeri. Nice! La masa de astăzi o să repet fenta de la masa de ieri. La mic dejunul pe care l-ați văzut ieri. Cu orez, cu linte, doar cu un mic twist. Ieri am făcut o salată cu ce am făcut eu ieri, nu mai știu, cu spanac era. Astăzi o să folosesc legumele astea pe care mi le-am pregătit ieri, ați văzut ieri în vlog, și o să pun 75 de grame de orez. Bine, fiert o să fie în jur de 220 de grame, pentru că eu mă gândesc întotdeauna la cantitățile nefierte, că așa le calculez când calculez caloriile. Masa asta trebuie să aibă în jur de 600 de kilocalorii și o să am 75 de grame de orez nefiert cu 75 de grame de linte roșii nefiartă. Și când le combin, o să fie 220 fiert cu 260 fiert, o să fie în jur de 500 și ceva de kilocalorii, plus legumele, 600 de kilocalorii. Vă întrebați de unde știu toate astea? Pentru că le mănânc aproape zilnic și bineînțeles că știu gramaje, știu calorii, știu toate astea. La sală. Astăzi o să lucrez spate, biceps și un pic de antebrațe la final. De ce nu, nu? Dar înainte o să mă încălzesc un pic. O să fac niște pași pe bandă, înclinat, vreo 20 de minute. Cred că e un timp bun. Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the dealings. Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Am început antrenamentul, îi dau cu spatele acum. Mi-am dat seama că la al doilea exercițiu de spate, la ramat, stăteam cu capul prea în față, m-am văzut pe filmare. De obicei asta e o greșeală frecventă pe care multe persoane o fac. E o tendință naturală când ramăm să ducem bărbia în piept și spre înainte așa. Dar e bine să o corectăm. Întotdeauna poziția corectă anatomic este să stăm cu capul drept, coloana vertebrală să stea dreaptă când ramăm, când tragem de greutăți, știți? Și m-am corectat după. Gata, am terminat cu spatele, trec la biceps și apoi la antebrațe. Dar o să filmez mai puțin, că s-au aglomerat de la sala și trebuie să stau cu ochii să nu dea lumea peste cameră. Așa că filmăm mai puțin, că e mai, cum e, mai slăbus, că e mai drăguț. She's not the same, she's such a rare type. She's far from plain, at least in my eyes. She said if I cross her, I'll be in a grave. Are you under attack, but yeah, that's still my babe. Gata, am plecat în sfârșit din sală, mi-am terminat antrenamentul. M-am întins mult astăzi.
Știi, de o parte și cu filmatul ăsta și cu aglomerația din sală, m-am întâlnit când cu o persoană, când cu altă, în stat de vorbă, când n-ai după anul nou, după sărbători. Ba, am mai ajutat pe câte o persoană la exerciții, ba, așa. Și m-am întins mult. Dar, antrenamentul a fost decent, fără pompare, când iei pauzile lungi, pomparea e aproape inexistentă. Singura problemă este că, întinzându-mă un pic mai mult, am cam sărit peste masa numărul 2 și acum ar trebui să iau masa numărul 2 combinată cu masa numărul 3. It's gonna be fun, că trebuie să am grijă la calorii, știți? Dar o reglăm. O reglăm. Mai mănânc două kiwi și m-am liniștit. Am băgut vreo 900 de kilocalorii. M-am hotărât să împart masa 2 între masa 3 și masa 4. Mai bine așa. Știți năutul ăla pe care l-am cumpărat ieri? L-am pus aseară cu apă, l-am muiat, l-am umflat și deja și-o dublat cantitatea și acum ar trebui să-l fierb. Dar de ceva timp tot zic că vreau să-mi cumpăr o oală sub presiune pentru că e foarte utilă când fierbem leguminoase. Timpul e mult, mult mai scurt. Și cât e ceasul? 8:17. Am văzut acum câteva zile că este la Dedeman una bună și pare destul de ok, accesibilă ca preț. Și m-aș duce acum, cred că e deschis până la 9 la Dedeman, deci aș avea vreo 40 de minute timp. Haideți să mergem să o cumpăr azi. Gata, am rezolvat-o, am luat oala din 9 litri inițial acolo la raft. Era numai de 7 litri și o văzusem pe net și știam că au un stoc. Și am întrebat pe oameni, măi, dar n-aveți că nu era la raft. Și mi-o găsit-o în spate, cu asta din 9 litri. E alea că mai mare, dar scria că ține și mai multă presiune. În schimb, când mi-o adus-o, pe ea nu scrie neapărat că rezistă la, creează mai mari presiuni, tot la fel ca aia mai mică de 7 litri, dar totuși am luat-o pe asta că am zis că, bă, într-o oală mare încape și mult și puțin, o și nu era adică cu 10 lei mai scump, așa că pressure cooker, baby! Bun, ia să vedem care-i treaba cu oala asta. Trebuie să o scot de aici, să o spăl bine. Ioana aici își pregătește niște paste. Cu ce le face acolo, iubita? Cu pesto, cu roșii, cu bâr, usturoi, ceapă și busuioc. Sună bine. Ia și le face pentru ea, că trebuie să ia mâine la muncă, mâncare, uite, ceapă. Aici sunt pastele. Și eu trebuie să-mi fierb năutul meu. Așa că ia să punem oala în funcțiune. Gata, am spălat oala, am pus-o pe foc cu năutul. Și acum îi pun capacul. Ia uitați ce interesant e capacul ăsta, vedeți? E așa îndoit ca să intre. Pac, și după aia am mânerul ăsta pe care îl strâng. Jiap, și uitați cum face capacul când îl strâng. Etanșează peste tot. Jiap. Și o lăsăm să fiarbă, să ajungă la temperatura de fierbere și la presiunea pe care și-o face ea până ies aici aerul pe valvă. În regulă și până fierbe mie, până începe să-mi fiarbă oala, haideți să vorbim un pic care-i treaba cu oalele astea sub presiune. Pentru că, cu siguranță, nu sunt o invenție nouă. Cred că au apărut pe la 1700. Și am mai avut, de fapt, o oală de asta sub presiune când eram mai mic și o foloseam, mi se părea interesantă. De ce am hotărât să o iau acum? Care-i treaba cu ele? Bineînțeles, au mai apărut tot felul de generații de când a apărut oala asta. Generația a doua, generația a treia, de oale astea cred că e generația a doua. Generația a treia sunt astea electrici care reglează presiunea în interior cu tot felul de senzori, instant pot sau ceva în genul. Sunt un pic mai scumpi decât asta, bineînțeles, dar sunt foarte buni și alea. De ce am vrut eu să-mi iau? O oală sub presiune îți permite să
fierbi la o temperatură mai înaltă. Când crește presiunea, crește și temperatura de fierbere a apei. Dacă în general apa fierbe la 100 de grade Celsius, când e sub presiune, poți să o duci până la 110-120 de grade Celsius. Și asta te ajută să gătești anumite alimente mai rapid. Cât mai rapid, uneori cu 50%, 60%, chiar 70% mai rapid. Foarte bună pentru leguminoase. Eu am luat-o pentru năut, pentru, e bună pentru fasole, dar nu e bună pentru orice aliment, pentru că sunt unele alimente care produc spumă. De exemplu, nu poți să gătești în ea cereale sau chestii de genul ăsta, că le fac spumă și se poate înfunda, că ea are o duză, o valvă, ca să elibereze presiunea. Și dacă faci multă spumă și se poate înfunda aia, uneori pot bubui în teorie. Bine, sunt rare, foarte rare cazurile, dar asta îi folosește și la bombe uneori. Nu neapărat că o pun sub presiune, ci bag în ea tot felul de substanțe explozive. Dar nu poți să fierbi, de exemplu, în ea linte și scrie și pe instrucțiunile astea. Aici, dacă vedeți, scrie destul de mare față de restul textului. Nu fierbeți linte, nu gătiți linte. Da, pentru că sunt alimente cum e lintea, care pot foarte ușor să facă spumă și să înfunde lucrurile. Dar asta e ideea. O oală sub presiune îți permite să gătești un pic mai repede anumite alimente care se fierb greu. Și acum au apărut tot felul de studii mai recente care spun că ajută foarte mult și la a distruge anumiți antinutrienți din mâncare. Sunt anumite alimente care sunt considerate că au și, pe lângă nutrienți, antinutrienți, niște molecule, niște compuși care sunt real nu foarte sănătoși, sunt uneori dăunători pentru organism. De exemplu, lectinile, niște proteine care ar produce anumite pagubi pe sistemul digestiv, sunt distruse prin gătirea la temperatură înaltă și la supresiune. Dar eu nu pentru neapărat pentru studiile astea recente am luat-o, ci pentru a găti mai repede leguminoasele, pentru că acum pot să mănânc și eu linte, pot să mănânc năut, pot să mănânc fasole, s-au mai reglat lucrurile cu digestia mea, știți că aveam niște probleme, ei acum pot să mănânc o gamă mai largă de alimente, printre care și leguminoasele și mă bucur lucrul ăsta. Ia uitați cum fâșii, gata, au ajuns la punctul de fierbere și la valva aia este excesul de presiune. Și uite așa, până fierbi trebuie să asculți fluieratul ăsta. Asta e generația a doua, cum spuneam. Astea mai moderni, astea mai șmecheri, nu mai fâșie. Voi aveți o oală de asta sub presiune, o folosiți? Dacă aveți experiențe cu ea, scrieți-mi și mie în comentarii, sunteți mulțumiți de ea. Eu am mai folosit mai de mult, cum spuneam, dar sunt curios ce o să scot din ea. Oricum, nu vă recomand neapărat să vă luați oală de asta, că ea e utilă numai la câteva chestii mărunte. Nu-i bine să gătim toate alimentele în ea, pentru că poate distruge și anumite vitamine, temperatura în general distruge și anumiți nutrienți. De asta nu toate alimentele sunt bune de gătit la oală sub presiune. Ok, vreau să încheiem vlogul ăsta aici și ne auzim mâine la ora 9, nu uitați. Așa că, până mâine, pieptul sus!